Pârtia de schi din Dureu e singura pârtie omologată la ora actuală din județul Neamț. A primit omologarea anul trecut, are o lungime de 500 de metri și este destinat începătorilor sau, în fine, bineînțeles, e folosită și de turiștii care își petrec weekendul sau vacanțele la Dureu. A fost foarte aglomerat în sezonul de iarnă, chiar dacă este o pârtie catalogată ca fiind ușoară. Au fost destule incidente, am intervenit, au fost și incidente tratate ambulator, au fost și accidente care au trebuit predate în sistemul sanitar la ambulanță, traumatism craniocerebral, traumatisme de membru inferior, nimic deosebit, adică se înscrie în statistica normală a oricărei pârtii de schi. Turistul în special nu știu dacă face percepție sau dacă este interesat în mod direct de certificatul de omologare. Certificatul de omologare presupune un standard minim de dotări de securitate și de dotări a serviciilor pentru o pârtie de schi. Plasele de protecție, tunurile de zăpadă, punctul de prim ajutor încălzit, fiindcă, v-am spus adineori, ambulanța poate face în locuri izolate, numai la Dureu și în restul țării. Poate face și o oră, o jumătate de oră și atunci, la temperaturi scăzute, traumatizatul trebuie ținut la un loc cald, trebuie să-i se acorde un prim ajutor specializat într-un loc, știu eu, civilizat. Ceea ce acum există, este de servit de noi. Administratorii și-au dat toată silința, a fost un proces destul de complicat și costisitor. Plasele de protecție sunt aduse din Italia, există un centru de închirieri bine pus la punct, există un ratrac, o mașină de zăpadă, două tunuri. Sperăm ca, știu, fiindcă temperaturile și condițiile meteo au demonstrat că, practic, în zona montană înaltă, respectiv Dureu, este singurul loc care corespunde din punctul specialiștilor de vedere pentru dezvoltarea unui domeniu schiabil. Ce să spun, pârtia de schi, ea a primit omologarea anul trecut. Ea funcționează practic din 1982. A fost chiar un proiect foarte mare de dezvoltarea unei pârtii de nivel olimpic. Există defrișarea, se vede în sus, urcă până la cota 1450-1500. Sperăm ca la nivel central, la nivel județean, să existe acum o deschidere nouă pentru sectorul turistic și că împreună cu mediul privat să poată face o extindere a acestei pârtii, fiindcă este păcat dacă, prin comparație, județul Harghita are 30 de pârtii omologate, iar județul Suceava 16, până și Bacău, care nu are o zonă montană deosebit, incomparabil cu județul Neamț. De altfel, să știți că, din punct de vedere a zonei montane, cea mai fabuloasă și cea mai pitorească zonă din tot Carpații Orientali o are, din fericire, Neamțul. Din păcate, nu e exploatată la întreaga ei valoare. Ce să vă spun? Există în legislație un decalog, sunt 10 legi, 10 porunci a celor care folosesc pârtii de schi și care ține strict de conduita de prevenire și de securitate a pârtiilor. O să li le arăt afișate la stația de embarcare. Să vină în principal să nu intre în pârtii fără echipament adecvat, să verifice foarte bine la centrele de închiriere ca securitul, adică acel echipament care eliberează piciorul, clăparul, în cazul unei căzături, să fie bine calibrat pe greutatea turistului. Majoritatea cazurilor se întâmplă deci traumatismul de membru inferior se produc în momentul în care acel securit nu se declanșează, să nu staționeze pe mijlocul pârtii, să nu dezvolte viteze superioare tehnicii lor de a schia, să protejeze copiii, să-i protejeze pe cei care sunt căzuți pe pârtii în mare, cam asta.